Asculți Jurnal Autentic la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători, și bine ne regăsim aici, la Radio Terra Nova, în cadrul emisiunii Jurnal Autentic. Eu sunt Simona Stenules și astăzi o am alături de mine pe Florina Cotuna. Florina, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Florina este hipnoterapeut și consilier pentru dezvoltare personală, și am invitat-o astăzi aici pentru că ea a dezvoltat un proiect foarte frumos în Arad, pe care aș vrea să-l dezbatem în această emisiune. Despre ce proiect este vorba, Florina? Este vorba despre un proiect dezvoltat în cadrul unei asociații. Am deschis o asociație cu numele de Masca. Masca este un acronim. Vine de la motivare, acceptare, susținerea și consilierea adolescenților și în cadrul acestei asociații am deschis Centrul Inside. Este un centru dedicat tinerilor în care pot beneficia gratuit de suport, de consiliere, de susținere, în care pot să vină să se cunoască pe ei înșiși. În acest centru participarea este gratuită, au nevoie doar să se înscrie printr-un e-mail sau printr-un telefon. Și sunt primiți absolut toți copiii care își doresc, tinerii care își doresc să se cunoască. Spune-mi, te rău, cum a venit spre tine, spre voi, această idee genială din punctul meu de vedere? Datorită faptului că eu fac cumva hipnoză, practic hipnoza în cabinet, am ajuns să întâlnesc foarte mulți tineri cu diverse probleme, cu neînțelegi, cu diverse trăiri emoționale și atunci am Zis că e momentul să fac ceva pentru acești tineri care poate nu se înțeleg, poate nu se cunosc, poate nu-și cunosc emoțiile, poate nu-și cunosc trăirile, poate nu-și înțeleg părinții, poate nu-și înțeleg profesorii. Și cunoscându-se pe ei, pot să-mi cunoască lumea din jurul lor, pot să înțeleagă lumea din jurul lor. Și nu e neapărat nevoie ca acești copii să facă, nu știu, terapie neapărat, ci pur și simplu au nevoie de informație, de a înțelege lucrurile. Și am găsit și parteneri în acest proiect. Am apelat la Universitatea de Stat Aurel Laicu din Arad din partea cărora am primit susținere și deschidere în a ne ajuta, în a ne susține Facultatea de Psihologie din cadrul acestei facultăți, cu profesori, cu tot ce ține de partea de știință, să zic, din partea universității. În plus de asta mai avem și Consiliul, Centru pardon, Județean Câjâraie din Arad, care au venit și ei către noi cu o deschidere foarte mare de a ne susține, de a se implica în acest proiect cu tot ce pot, să ne susțină cu psihologi, cu materiale, cu experiența lor vis-a-vis -vis de copiii din școlile din Arad. Este un proiect foarte frumos. Am curiozitatea cum au primit oameni copiii în special, cum au primit și în ce, în, între ce vârste sunt copiii care vin? Oamenii au primit cred că foarte bine. Cel puțin pentru început au venit copii cu diverse să le zicem așa situații de viață. Vin la acest centru, în primul rând, pentru a înțelege mai mult în zona asta de, să zic, patologie, așa, să cunoască, să înțeleagă. Ce se promovează foarte mult în mediul online despre traume, despre suferințe, despre depresie, despre anxietate și atunci, cumva copiii Se regăsesc copii, în informație? Da, mm -hmm. da, se regăsesc în informația asta și acești copii au fost primii care au răspuns acestui centru, să zic așa. Și copiii care vin cel mai mic l-am avut de 9 ani. Cel mai mare de 19 ani. Deci nu există o vârstă, o anumită vârstă. Momentan facem cu ei de. Uh Sesiunile astea de grup, de toate vârstele, între toate vârstele, pentru că facem diverse jocuri, aducem diverse informații care să, pot, să poată să fie procesate și de copilul de 9 ani, și de copilul de 18 sau 19 ani. E foarte că adică... reușiți să aduceți informația așa ca un liant și nu contează neapărat vârsta, cât informația care vine. Care sunt temele pe care le dezbateți? Um... Da, avem diverse teme și prima temă a fost emoțiile și sentimentele. Ce sunt emoțiile, ce sunt sentimentele și cum le cunoaștem și cum le recunoaștem și ce impact au asupra vieții noastre, suntem sau nu suntem conștienți de ele. Următoarea temă a fost legată de cunoașterea de sine. Ce înseamnă emoțiile și ce înseamnă cunoașterea de sine, de fapt? Cunoscându-te pe tine, te vei, vei putea înțelege tot din jurul tău, vei înțelege ce se proiectează în exteriorul tău și pentru următoarea întâlnire vom avea o temă și mai interesantă ce, ce nu spun ce spunem când nu spunem nimic foarte interesant fact. foarte interesant și uite chiar în tema asta dacă tot asta urmează la ce te aștepți sau cum intuiești că o să fie pentru ei mi place să-mi spui cât de prezenți sunt ei în viața lor și cum conștientizează ceea ce trăiesc ei din păcate sunt mai, pu mai puțin prezenți în viața lor, sunt foarte prezenți în mentalul lor și nu în viața lor. Mm -hmm. um, deci te străduiești să-i aduci în emoție? Mă străduiesc să-i aduc în prezent, în prezent și copiii, mm -hmm. da. Să simtă efectiv ce se întâmplă cu ei. Exact. Prin diverse tehnici, îi aducem să fie prezenți prin diverse jocuri, îi aducem efectiv să fie prezenți, să fie conștienți. Emoțiile nu le putem simți în minte. Mintea nu simte emoții, am nevoie să mă conectez cu corpul, să înțeleg corpul, să-mi cunosc corpul, să știu unde simt emoția și dacă o simt. Și atunci avem diverse exemple și îi punem în diverse situații în care, nu știu, te cunoști pentru prima dată cu cineva, unde simți emoția, în care partea corpului, o simți în minte sau în corp. Și atunci ei încep să conștientizeze, a, da, nu știu, simt în stomac, simt în burtă, simt undeva, o anumită emoție, am o anumită trăire, am o anumită stare, am simt în corp anumite lucruri și încep să devină conștienți și își dau seama că de la prima întâlnire până la a doua întâlnire, să zic, deja ceva s-a schimbat. Asta Sau era o următoarea întrebare. Început... Cât de repede vezi rezultatele? De la începutul sesiunii până la finalul sesiunii deja se văd rezultatele și asta pot confirma părinții care își aduc copiii aici, în acest centru. Ce vreau să precizez este că tot ce se desfășoară aici este strict confidențial. Absolut, toți copiii care participă aici sau tinerii care participă aici sunt strict confidențiale datele lor. Nu se vor divulga plus. Și părinții și tinerii care sunt majori semnează pentru un acord de confidențialitate. Deci adică cumva ei vin într-un durim... spațiu de siguranță. Exact, le creăm un mediu în care mm -hmm. ei să poată să se deschidă, ei să poată să se cunoască. Altfel, dacă nu au spațiu ăsta de siguranță și se simt permanent supravegheați, judecați, văzuți, nu își vor da drumul. Deci, cât vor... de repede reușesc ei să-și dea drumul și să se deschidă spre ceea ce voi propuneți așa de frumos. De la începutul sesiunii, să zic, cam jumătate de oră, 40 de minute, deja lucrurile încep să se întâmple altfel, pentru că uh, toți cei care suntem implicați în acest proiect, uh, suntem acolo pentru ei, suntem umani, nu suntem nici profesori, nici consilieri, nici psihologi, nici absolut uh, Absolut nu, nu reprezintă o instanță, nimeni nu reprezintă ceva suprem. Nu, toată lumea uhum. la același nivel și suntem acolo pentru a ne ajuta și. Ne cred necunoscă. că ei, la nivel subtil, cum percep aceste sigur informații, că da. pentru că ei sunt atât de pur și de. nu știu, chiar dacă nu reușesc în prima fază sau avem noi impresia că nu reușesc să, să intre în emoții sau să manifeste emoții, cred că sunt mai mult decât lasă să se vadă. Sigur că da, sigur că e percep percep tot ceea ce simt în jurul lor și se deschid. Deci absolut de la prima sesiune se deschide, de la prima întâlnire, de la prima întâlnire. Și cum au aflat de voi? Cum au venit spre voi? Am făcut o promovare pe pagina mea de Facebook, uh -huh. pe pagina cabinetului, în care efectiv am spus despre acest centru, plus că am anunțat copiii care veneau la mine în sesiunile de hipnoză despre acest centru, pentru că ar fi benefic pentru ei să interacționeze și cu alți tineri, să reușească să vorbească. Au o problemă de comunicare, foarte mari bariere de comunicare, și atunci aici e mediul de siguranță uh -huh. unde pot să vorbească. De unde vin aceste lucrat? bariere de comunicare? La vârste atât de dragii de că totuși la 9 ani se ai această barieră. Sunt foarte mari bariere, în primul rând după situația Covid după situația COVID, după situația statului în casă doi ani de zile, copiii au dezvoltat aceste bariere de comunicare. Adică pot să comunice mai ușor online, dar este foarte greu să comunice face-to-face, -face. este foarte greu să comunice fizic, nu știu, nu au subiecte de discuție, nu-și găsesc un liant, nu-și găsesc ceva să, să fie de interes și pentru unul și pentru celălalt, nu-și dau voie, li teamă de greșeală. Sunt foarte multe lucruri care ei le trăiesc în interiorul lor pentru că nu au avut experiența de a comunica unii cu ceilalți, decât în mediul online. Și în mediul online, în spatele unui telefon sau unui laptop sau unui tablete, poate să fie oricine. Știi că am experimentat și eu asta, chiar mă gândeam zilele trecute, cât de mult din timpul unei zile mi ocupă statul pe telefon sau pe, în mediul online, chiar dacă îmi desfășor activitatea, o bună parte din ea acolo și mi-am dat seama că pot să devii atât de ușor dependent de telefon și de rețelele astea de socializare și îmi dau seama că asta se întâmplă și copiilor noștri. Exact. Mm -hmm. Și mi se pare că nu e chiar așa de ușor de ieșit din zona aia în care deja mediul online își pune stăpânirea asupra ta și de asta mi se pare genială ideea voastră că v-ați gândit să faceți un astfel de centru să-i ajutați pe tineri, pentru că ei sunt până la urmă baza societății și ne întrebăm cotro. Exact asta a fost și gândirea noastră, să zic. Exact aceea, aceasta a fost. Cred că de asta și are impact proiectul, pentru că voi chiar aveți în spate o intenție benefică, și Dumnezeu nu rămâne așa, indiferent la astfel de inițiative. Și cred că de asta și lumea a reacționat cumva, vă așteptau să veniți cu o idee de genul acesta. Probabil că da. Probabil că da, pur și simplu așa am simțit, așa am făcut. În primul rând am gândit la copiii noștri uh -huh. și după aia la ceilalți. Adică, dacă copilul meu și copilul celuilalt are problema asta și văzând și alți copii în cabinet, clar că okay. este mult mai mare decât o vedem noi. Problema este mult mai mare decât o vedem noi și noi încercăm cât putem. Plus că uh, foarte mulți sunt și reticenți de a veni. Foarte mulți sunt reticenți pentru că eu am o practică, practic. Hipnoterapia în cabinet și atunci foarte mulți mă asociază pe mine cu partea aia de hipnoză. Uh -huh. Nu se gândesc că vin acolo ca să se cunoască și se gândesc oare ce fac acolo, oare ce se întâmplă. În, în mediul ăsta de promovare, Facebook, Instagram, nu dăm atât de multe informații, poate, despre ce se întâmplă acolo, decât că subiectele sunt alea, alea, alea. Copiii care au deschiderea vin către noi, copiii care vor să se cunoască vin către noi, fără ca noi să facem o foarte mare promovare cu toate că sunt uh, psihologi care susțin sesiunile întâlnirile astea ale noastre, uh -huh. uh, profesori care vin participă la întâlnirile noastre, avem și medici care ne susțin din punct de vedere uh, Biologic, fiziologic, să înțelegem ce se întâmplă cu noi și cu emoțiile noastre. Adică, dacă eu nu mă cunosc cu anumite emoții, cum se poate transforma într-o boală fizică, efectiv. Și atunci medicul vine și efectiv explică ce se întâmplă acolo. Deci avem o foarte mare deschidere, să zic așa, susținere. Cât de receptivi sunt copiii? Foarte receptivi. ne așteptat. Place neașteptat de receptiv, de la o întâlnire la cealaltă, deja vin cu întrebări, deja își doresc să știe mai mult, deja își doresc să, să-și lămurească anumite îndoieli sau anumite lucruri care le găsesc le citesc pe internet și nu știu ei dacă e așa, nu e așa, vor să-și lămurească acest lucru și pun întrebări. Asta e un lucru care ne bucură pe noi foarte tare. V-ați gândit să externalizați? Adică acum vă ocupați de un grup. Da. <laughs> și mai departe, pentru că impactul pe care îl poate, poate avea un astfel de proiect în societate este fantastic. Noi ne-am gândit de la început, ne-am gândit să facem acest lucru uh, discutând cu partenerii noștri pe care i-am amintit uh, am avut nevoie de un spațiu asta a fost primul primul pas, primul avem pas, nevoie da. de un spațiu de undeva, undeva trebuia unde să, să, să pornim Exact. noi ne-am gândit de la început ca acest centru să fie un centru de sine stătător în care toți tinerii, toți copiii care au nevoie să poată să beneficieze și de alte lucruri, nu doar de aceste informații sau aceste jocuri care le facem noi, ci poate, nu știu, terapii, poate totul să fie gratuit pentru ei. Să fie terapii alternative care um, nu înseamnă neapărat o psihoterapie sau o consiliere, să fie și altceva, adică lucruri care, de care ei sunt interesați și poate noi ca și adulți nu știm că ei au nevoie și de lucrurile astea sau nu înțelegem sau nu știm să venim către ei. Eu cred că voi sunteți oricum foarte deschiși și când ei vin cu anumite situații, la cât sunteți acolo, cum povestești tu, din câte domenii v-ați adunat și v-ați strâns acolo pentru ca să faceți ceva pentru copii, cred că de undeva tot vine rezolvarea. Probabil că da, noi momentan nu avem nicio, nicio formă de finanțare, ne autofinanțăm, este un proiect care îl autofinanțăm noi, toată munca se face voluntară de către toată lumea, toată lumea e voluntară, partenerii noștri ne susțin cu tot ce înseamnă logistică, partea de logistică, dar ideea acestui centru este mult mai mare de atât. Da, uh -huh. Pentru început am pornit așa, ideea este mult mai mare de a crea un centru de sine stătător Dedicat 100% tinerilor Da, foarte fain Uite, în Arad așa sunt oameni care au așa o inițiativă frumoasă Și se nasc niște lucruri extraordinare aici în Arad Nu știu exact care e explicația Dar vin așa proiecte frumoase și oameni frumoși și deschiși spre evoluție care nu se gândesc strict la ei, uite, se gândesc la copii, se gândesc unde e cel mai important să investească timp și, cine știe, o să vină și finanțarea în timp, cu siguranță. 100% <gători> pentru noi nu a contat finanțarea de la început, de am și început acest proiect. Pentru toți cei implicați în acest proiect, nu a contat finanțarea la început, de Ne-am ne gândit, începem așa cum suntem, așa cum putem, cerem ajutorul acolo unde putem am și primit ajutorul și atunci am zis, ok, lucrurile se întâmplă, noi am promis că vom face chestia asta, asta și facem. Uh -huh. Ce aduce în sufletul tău proiectul ăsta? O mare bucurie. O mare bucurie, o mare împlinire. Mi-am dorit de foarte mult timp să lucrez cu copii. Cumva, din totdeauna mi-am dorit să merg în zona asta de copii. Cred că mă pot înțelege foarte bine cu ei, cred că pot să aduc un plus valoare și atunci am zis, ok, dacă eu pot să aduc un plus valoare, de ce nu? Uhum. Și foarte fain că uite, copiii te primesc, că te simt că ești de alor cum ar Maxim. veni. <laughs> așa, așa și este, așa mă și simt. Ești în echipă cu ei și departe cu este. ei, și atunci pentru ei atât de important să simtă că au un om acolo, cel puțin un om, mai mult din ce povestești tu, spre care ei poate să meargă cu situațiile pe care le trăiesc de multe ori acasă, chiar dacă este o relație bună cu părinții. Nu au întotdeauna deschiderea să vorbească chiar orice. Așa este, așa este. Aici vin și vorbesc. Sunt între ei care rămân la final să pună întrebări. Sunt între ei care îmi trimit e cu diverse întrebări, cu diverse uh -huh. situații, care cer să vorbească doar ei în privat cu cineva din cadrul acestui centru. Adică ei chiar își doresc, tinerii chiar își doresc, încă ei și-ar dori mai mult, nu putem noi cât și-ar dori ei, adică ei. Cumva aceste informații de multe ori poți să le găsești în mediul online și într-o bibliotecă și așa mai departe, îți ia timp să cauți și rezolvare, dar lipsește emoția, știi? S -s -s exact. Să, se poată conecta cu o persoană care se poate să vină să îi fie acolo alături în momentul ăla care s-ar putea să însemne direcția în viață. Exact. Plus că noi vorbim în limbajul lor. Adică tot ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă prin exemple din viața de zi cu zi. Efectiv, din viața lui de zi cu zi, cu ce se confruntă în viața de zi cu zi, sau vin ei cu diverse situații. Uite, la mine în viața mea s-a întâmplat chestia asta. Și atunci vine cineva și povestește situația din viața lui, toți ceilalți pot să înțeleagă, poate să se regăsească în situația din viața ei lui. Ei pot să învețe, la rândul sigur, lor, că sigur. atunci când vor întâlni ei acea situație, să aibă reacție, să știe cum să reacționeze, să știe cum să integreze. Foarte fine, da. foarte, da. foarte fine. că v-ați gândit să faceți așa ceva. Acum, pe final, de. Uh, emisiune, mi-aș dori să ne vorbești un pic despre tine. Dar despre tine înainte de a deveni hipnoterapeut, cum uh, îți descrii viața pe care ai avut-o până în momentul ăsta? o viață interesantă, multoasă <laughs> așa, aș putea să spun. Um, o viață interesantă ca și carieră am început să cunosc omul de la zona de pacient. Am lucrat cu zona de pacient, să zic, da. După care am trecut la un nivel mai înalt în care să înțeleg ce, ce tratament are nevoie pacientul să ia. Adică am lucrat asistentă medicală, ca să fiu mai explicită. După care am ajuns să lucrez în industria farmaceutică. Am lucrat o lungă vreme, să zic, o bucată bună de timp, în industria farmaceutică și din industria farmaceutică am ieșit în, în sfera asta de, de a cunoaște omul ca și tot. Uh -huh. Adică partea asta de cunoaștere prin hipnoză, să zic, asta a fost calea care am ales-o eu, dar am înțeles omul din mai multe puncte de vedere și înainte de a practica și de a fi ceea ce sunt astăzi, și atunci am fost și astăzi sunt un simplu om. Ce te-a făcut să alegi hipnoza? Așa am simțit o chemare. Pur și simplu, mi era foarte ușor să vorbesc cu oameni, mi era foarte ușor să înțeleg oamenii, mi era foarte ușor să pot să-i ajut, să pot să fiu alături, mi era foarte ușor și fără efort, absolut totul fără efort. Și um, la un moment dat, un coleg de-al meu mi-a și spus lucrurile astea. Cred că tu i hipnotizezi pe oameni, mi-a zis zic, nu-i hipnotizez pe oameni și așa a început căutarea mea cumva în zona asta de himnoză în urmă cu aproximativ 10 ani. Și m-aș duce așa când Florina avea 9-10 ani acolo, cum, um, <laughs> cum te regăsești? Cum erai atunci? Un simplu copil, un simplu copil mai împărat așa uh -huh. mai puțin cu mine, <laughs> de, să zic uh, nu cred că am fost cu nimic diferită față de ceilalți uh, absolut un copil simplu Dintr-o familie modestă, nu, nu am ieșit cu nimic în evidență. Și te nici regăsești cum. în copiii care vin în centru? Nu, absolut. Deloc? Într-unii dintre ei da, într-unii nu. Deci nu mă pot regăsi în zona aia de unde merg ei în zona de patologie. Nici nu, nu cunoșteam, nici nu înțelegeam atunci lucrurile astea. Eu am avut o copilărie foarte simplă. Copiii da. din ziua de azi au, au o copilărie foarte complicată. complicată da. Extrem de complicată, au acces la foarte multe lucruri, ceea ce eu nu am avut atât foarte de Foarte multă mult acces. informație care îngreunează exact. mentalul. Exact, exact. Și tot ceea ce înseamnă ce pot să le ofere părinții, de la lucruri materiale până la, nu știu, gadget de ultimă generație și restul. Tot ce o, o, omoară emoția. Exact. Exact. Florina, îți mulțumesc mult că astăzi ai făcut timp să ne întâlnim și să dezbatem așa un subiect frumos și te felicit din tot sufletul pentru acest proiect îndrăzneț care să ajute Dumnezeu să ajute cât mai mulți copii. Mulțumesc tare mult că te-ai gândit la mine. Dragii noștri, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și ca în fiecare emisiune vă încurajez să vă manifestați autentic. Rămâneți cu bine!